Povestea pe care am să vă spun astăzi se numește Lori, cățelușa însoțitor. Ea a fost scrisă de 5 copii tare drăgălași, pe care cred că îi cunoașteți așa puțin, că au scris mai multe povești. Ei se numesc Ana Maria Roșcani, Ilinca Ivanciu, Mara Bordei, Mircea Danciu și Mihai Panait. În casa unei bătrânici oarbe, care trăia în Mexic, locuia Lori. Ea era un câine însoțitor. De când era mică, Lori voia să vadă lumea. Așa că, atunci când i s-a evit ocazia, a plecat într-o călătorie în jurul lumii. Lori era foarte încântată de noua ei aventură. Cum nu s-a putut decide în ce țară să meargă, a hotărât să înconjoare tot pământul, începând din Canada și până în Guatemala. În timp ce traversa Franța, a întâlnit niște criminali care i-au furat banii de avion și au bătut-o. Cățelușa a ajuns cu greu în avion, reușind să se ascundă în cala de bagaje a avionului. În timpul zborului, mare a fost uimirea când i-a revăzut pe criminalii care o bătuseră și furaseră toți banii. Știind că aceștia nu aveau ce să caute în avion, Lori s-a decis să-i demaște. Și-a lătrat atât de tare încât stoardezele s-au dus în cală să vadă ce se întâmplă. Când acestea le-au văzut pe criminali, i-au imobilizat imediat cu mișcări de karate și i-au ținut legați în cale până la aterizarea avionului și la venirea poliției. Lori a împărtășit unei stoardeze despre călătoria ei în jurul lumii, iar aceasta s-a oferit să o ducă până în Guatemala. Pe tot parcursul drumului, Lori a fost tratată ca o regină. I s-au dat cele mai scumpe bobițe cu arome de pui, preferatele ei. Un bol cu lapte de capră și o pernă cu fulgi de câscă. Când a coborât din avion, era curată, bandajată și sănătoasă și, bineînțeles, extrem de fericită. După tot ce a pățit, s-a decis să se întoarcă în Mexic la bătrânica ei, dar nu cu avionul, ci cu vaporul. Când a ajuns în Mexic, a găsit-o pe bunicuță rău de tot. Pentru că ea, așa oarbă cum era, nu a știut unde erau lucrurile ei și a făcut dezastru prin casă. E, Lori a ajutat tot pe bătrânică să facă ordine prin casă și uite așa, au trăit fericite până la moartea bătrânicii. E, ce învățătură tragem noi din această poveste? Pentru că, nu-i așa, orice poveste are și o învățătură. Să nu-i părăsim niciodată pe cei care țin la noi și mai ales pe cei care depind de noi. Ei, dragilor, să nu faceți nici voi niciodată așa ceva cum a făcut Lori și să nu uitați că vă aștept poveștile pe noua mea adresă de mail, poveștile lui puffy@gmail.com și Puffy vă pupă și vă iubește și aveți grijă de voi! La revedere, la revedere, până la o nouă poveste! Tum 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 t